Bine v-am găsit, dragi telespectatori. O să discutăm despre o boală infecțioasă destul de răspândită. Se numește varicela. Aș vrea să vă spun că ea are un echivalent care se numește herpesul zoster. Diferența ne dau vârstele. Dacă varicela este în special o boală a copilului, herpesul zoster este o boală a adultului. Ambele sunt produse de același virus, virusul herpes zosterian, care poartă numele virusul varicelo-zosterian, reunind astfel cele două patologii. Este un virus alfa-herpes, face parte din marea familie a virusului herpes, unde pe lângă binecunoscutul herpes al buzelor și al colțului gurii, există și un herpes genital, există virusul mononucleoze infecțioase, virusul Epstein-Barr, pe care le vom discuta în alte emisiuni. Referitor la virusul varicelo-zosterian, el este un virus ADN, dublu catenar, păstrând structura, morfologia unor astfel de virus herpes. Ceea ce ne interesează și ne punem întrebarea este de ce sunt două boli diferite la vârste diferite. Există mai multe explicații. Cea mai importantă dintre ele este aceea că virusul copilului vine pe un teren fecund, acolo unde imunitatea este scăzută și virusul poate prolifera în voi. În varicela copilului, debutul este la nivelul scalpului, pielii capului, apoi rașul, înroșirea pielii, care are și vezicule, rașul vezicular, pungicul lichid, transparent, seros. Când se suprainfectează, lichidul devine purulent, situație rară, alb, verde, gălbui. Merge de la nivelul pielii capului, care se numește scalp, la nivelul feței și trunchiului, având în zilele următoare o evoluție spre extremități, adică spre membre, membre superioare, membre inferioare. Vârsta de apariție diferă de la țară la țară. La noi există la vârstă preșcolară și școlară. Cu cât vaccinarea împotriva virusului herpes varicelos, herpes zosterian, va fi mai eficientă, se va efectua la o populație mai mare și în special în rândul copiilor, cu atât cazurile de varicelă vor fi mai rare. Vaccinarea se recomandă la vârsta de un an și o lună, două, după care se repetă un al doilea apel, a doua doză, undeva la vârsta de 13-14 ani. Cam acesta este intervalul de timp în care un vaccin este eficient, 10-14 ani. Este de asemenea eficientă și infecția, deoarece previne riscul de reinfecție, creează practic imunizare pe viață. Un simplu atac, un simplu episod varicelos în copilărie protejează de o nouă varicelă pe parcursul întregii vieții. Acest virus, herpes, are o caracteristică. Se localizează în ganglionii nervoși, din rădăcinile posterioare ale nervilor spinali, nervii mădulei spinării, la nivelul unor formațiuni care se numesc ganglioni senzitivi. Acolo virusul rămâne într-o stare dormantă, într-o stare latentă, fără să ne deranjeze cu nimic, dar este viu, dar viu adormit, nu este mort. Și el se poate reactiva atunci când apărarea noastră scade, când imunitatea noastră este perturbată. La pacienți care dezvoltă un diabet zaharat, un neoplas, un cancer, care sunt foarte stresați, l-am întâlnit foarte frecvent la pacienți cu leucemii limfoame, în special cu anumite tipuri de cancere, deci cu neoplazii de sânge, fiindcă se pare că mecanismele imunității sanguine, celulare, sunt cele mai implicate în astfel de situații. De asemenea, pacienții cu deficit imun, cum ar fi cei care au sindromul imunodeficienței umane dobândite, HIV-SIDA, dar și alte boli cu deficit imun sever, cum ar fi talazemiile, cum ar fi deficitele de imunoglobuline, agamaglobulinemiile, fac forme severe, periculoase de varicelă. Varicela poate fi letală la astfel de categorii de pacienți cu apărare scăzută și mai poate fi letală, fatală, la copii. La copii foarte mici, copii de până în 6 luni în an. Există cazuri de contact cu varicela in utero. Mama face varicela sau varianta adultă de herpes zoster
Și atunci copilul face in utero infecția, putând se naște cu o formă de raș vezicular, vine pe lume cu această înroșire plină de punguțe cu vezicule cu lichid pe corp. În astfel de situații, la pacienții cu deficit imun, clipsida, la pacienții cu neoplasme, cu cancer, la pacienții cu boli grave, insuficiență de organ, insuficiență renală, insuficiență hepatică, insuficiență cardiacă, și la copiii de până la 6 luni, un an și mai ales la cei care se nasc cu această varicelă dobândită in utero, transmisă congenital, în astfel de situații există riscul de deces. Apar inflamații multiple de organ, la nivelul inimii, la nivelul creierului, la nivelul plămânilor, la nivelul rinichilor, afectând organele vitale. S-a observat că și la un pacient cu imunitate normală, anumite organe, în special inima, creierul, sunt afectate. Apare un mic edem al creierului, un mic lichid care se localizează la nivelul creierului printr-un mecanism de vasodilatație, de dilatarea vaselor cu ieșirea prin porii vaselor a lichidului din sânge care se numește ser. Și atunci poate să apară dureri de cap, amețeli, vertij, inflamații ale inimii, ale mușchiului inimii, inima fiind un imens mușchi, fenomenul denumit miocardită virală. De multe ori, fenomenele sunt slab simptomatice sau asimptomatice și la un pacient cu imunitate normală se rezolvă odată cu rezolvarea infecției în sine de la nivel de comentar. În alte cazuri, însă, o pneumonită rebelă poate să ne dea complicații cu tuse, expectorație, febră mare, și apărarea scăzută, indusă de virus în sine, poate crea suprainfecții bacteriene, cu stafilococ, streptococ, să apară complicații pulmonare, pneumonii bacteriene, complicații meningite, meningococice, bacteriene și alte complicații de organ cu suprainfecții bacteriene, inclusiv, sau poate cel mai des, infecția ale nivelului pielii, cu bacterii care este în mod normal pe pielea noastră, cu stafilococii și streptococii, și care găsind aceste leziuni, produc suprainfecții. Mai ales că tendința a bolii este să producă prurit, să producă mâncărime. Și apar acele leziuni de grataj, de scărpinare, care se văd pe pielea pacienților, mai ales a copiilor care nu pot respecta evitarea gratajului, evitarea scărpinării de la gratare, ghiare, a se zgâria. Și apare sângerarea, veziculele se sparg, nu vorbesc că sunt și foarte infecțioase, se transmit foarte ușor pe alte leziuni produse prin escoriație, produse prin leziune, dar se pot transmite și la celălalt copil. Apropo de această modalitate de transmitere a virusului herpes, am să vă spun că acest virus herpes zoster, acest virus varicenozosterian, se transmite în primul rând prin contactul direct. Contactul direct al pielii copilului bolnav cu o altă piele, un alt tegument al unui copil sănătos și dacă acolo este o mică leziune pe care nici nu o vedem cu ochiul liber, atunci, prin această apropiere, prin acest contact, boala se transmite. Se transmite mai rar, dar se transmite și pe cale respiratorie. Airborne, cum se spune în limba engleză, practic prin tuse, strănut, acele secreții fluge, acele mici picături de salivă sau de spută în care se găsesc duzini de virus. Și o a treia cale, mult mai rară, este transmiterea prin fomite, prin obiecte, fie obiecte de uz medical, fie jucării, obiecte de papetărie, de birotică. Și aici trebuie să ne punem întrebarea cât timp trebuie izolat un pacient care are varicelă, un copil uneori. Deci vreau să vă spun că perioada cea mai infecțioasă, perioada de contagiozitate maximă a copilului, este în ziua dinaintea rașului, ziua înainte de înroșire cu apariția veziculelor. Vă dați seama că nimeni nu știe care este ziua în care va anunța apariția peste o zi a unei roșiri și a veziculelor. Practic e o fază în care pielea este curată, este intactă, nu are nicio leziune. Aceasta este perioada de maximă transmitere a bolii. Și apoi se mai transmite, tot cu o frecvență mare, cu un puternic val de contagiozitate, în primele 5 zile de la apariția rașului. După primele 5 zile, copilul sau adultul, spun copilul fiindcă el face mai frecvent varicelă, nu mai este infecțios. Îl puteți duce la școală, îl puteți duce la grădiniță, la colectiv, la creșă, în colectivitatea de copii. Fac și tinerii mai mari, de la licee și facultăți. Vă spun asta deoarece există multe dezbateri. Cât timp un copil trebuie izolat de comunitatea școlară, de comunitatea de copii, odată ce face varicela? E clar că nu îl putem izola cu o zi înainte de apariția rașului, fiindcă nu știm care e varicela. Dar odată ce copilul a avut
rașul, a debutat rașul, care vă spuneam tipic la nivelul pielii scalpului, pielii capului și apoi coboară la nivelul feței, trunchiului și în următoarele zile pe extremități. El este infectant, el este contagios primele 5 zile. O să vă mai spun de asemenea că odată ce s-au format crustele, ce leziunile s-au uscat și au făcut o coajă, ele nu mai sunt infecțioase. Ele sunt infecțioase în faza lor umedă, secretorie, în care au lichid în ele și acel lichid venit la suprafață prin spargerea veziculei conține foarte, foarte mulți virus depistați la probele microscopice. S-a găsit foarte mult ADN viral. Dacă copilul dumneavoastră face cruste mai devreme de 5 zile, în ziua a 3-a, a 4-a, are o vindecare documentară eficientă, el poate fi dus la școală, grădiniță, din momentul în care aceste cruste apar și leziunea s-a uscat. Deci faptul să ținem copilul acasă 14 zile, 10-14 zile, nu este recomandat. Este ideal să-l ținem 5 zile de la apariția rașului, în a 6-a zi se poate duce la școală, spun asta, fiindcă colectivitatea școlară este necesară copilului, cu cât stă mai mult acasă, cu atât pierde teme, pierde lecții, pierde contactul cu copiii și este foarte, foarte important la vârsta aceasta a formării să stea cât mai mult la grădinițe, școală și cât mai puțin acasă. Deci 5 zile, dragi părinți, este perioada ideală de apariția rașului în care înroșirii cu vezicule, care copilul trebuie ținut acasă. Să vă spun câte ceva despre forma adultului, care este acel herpes zoster. Sunt foarte atent când pronunț, să nu spun zona zoster, pe care mulți spun zona zoster. Acesta este un pleonasm, fiindcă zoster înseamnă zonă, deci practic repetați cuvântul zonă. Herpes zosterul este denumirea corectă a bolii și este același virus varicelo herpes, în engleză VZV, varicela zoster virus, virusul varicelo-zosterian, care este întâlnit la copii, care rămâne dormant, în ganglionii nervoși, în rădăcinile posterioare, spinale, dorsale, ale nervilor noștri din măduva spinării și care explodează atunci când apărarea noastră scade. Este tipic localizat pe un dermatom, adică pe o suprafață de piele care corespunde unui nerv spinal. Exact nervul cu pricina, nervul care are la nivelul ganglionului spinal, ganglionului senzitiv din traiectul posterior al rădăcinii nervoase, are acumulate aceste virusuri. Aceste virusuri explodează și merg doar pe traiectul nervului. Tipic este pe traiectul unui nerv intercostal și el pornește acest dermatom coloanei vertebrale posterior, de la nivelul vertebrei și urcă sau face o mișcare de flexie, o mișcare de circumflexie, înconjurând toracele până la nivelul sternului, fără să depășească linia mediană, nici anterior, nici posterior. Aspectul este de floare, cu vezicule, cu lichid, ca un liliac înflorit, extrem de pruriginoasă, produce mâncărimi foarte mari, pacientul se scarpină, vine cu senzație de arsură, de înțepătură pe piele, durere lancinantă și diagnosticul se pune foarte ușor odată ce erupția a apărut. De multe ori îmi vin pacienți curaj cu această înroșire, dar care nu au făcut încă vezicule. Și mai las o zi, două și în momentul în care văd veziculele prezente, atunci pot să pun cu certitudine diagnosticul de herpes zoster și nu doar pe simpla înroșire a unei anumite porțiuni a tegumentului, dar faptul că respectă limitele mediane, faptul că nu depășește în jumătatea cealaltă, este un element sugestiv pentru diagnosticul de herpes zoster, deoarece o alergie, o urticarie, o mâncărime de piele depășește jumătatea, nu este pe un dermatom, pe o jumătate de corp. Tot referitor la herpesul zoster, vreau să vă spun că el se transmite mai rar de la adult la adult și mai frecvent de la copil la copil. În special, noi copiii trebuie să izolăm, mai puțin adulți. Adulții au metodele lor de a se proteja, de a se acoperi, mai ales că este în zona toracică. Copiii însă transmit mult mai frecvent varicela. O să vă mai spun că în engleză se mai numește și shingles, adică centuri, această boală herpes zoster, varianta adultului, doar ce afectează tipic centurile, fie că e vorba de centura scapulo-umerală, a umerilor, fie că e vorba de centura coxală. Ne oprim aici și vom continua și tratamentul și metodele de diagnostic de laborator pentru varicele și pentru varianta adultă herpes zoster într-o altă emisiune. Până atunci vă urez sănătate, fiindcă ea este cea mai importantă. Doamne ajută!